un nou sezon competițional încheiat la Dolce Vita, Cupa Liceelor Carrefour la fotbal ediția a doua. Cum a fost? De data asta a fost un pic mai greu, să spun eu așa, din punct de vedere al organizării, în sensul că cei de la Carrefour și-au dorit foarte tare să se adreseze întreg nivelului, în întreg județului Gorj în ceea ce privește liceele. Am avut 32 de echipe la start, asta înseamnă foarte multe jocuri și eu zic o organizare mult mai atentă, să zic așa, dar având în vedere că ne adresăm iubitorilor de minifotbal de la nivel juvenil, cred că este foarte bine și toate eforturile le-am depus cu plăcere. Scopul ACS minifotbal Târgu Jiu a fost atins? Având în vedere și această competiție, ținând cont și de toate celelalte competiții care le desfășurăm în cinta complexului Dolce Vita, cred că misiunea noastră, cel puțin cea de anul acesta, pentru că ne dorim din an în an să creștem, a fost atinsă. Tot astăzi a avut loc și finala la Cupa Școlii Primare. Da, o competiție inedită și noi am aflat târziu de această competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean. Cred că e o inițiativă foarte bună și vedem că inclusiv actorii locali din domeniul public încep să se aplece mai mult către iubitorii de sport în general și dacă este și minifotbal, noi de la ACS suntem mai fericiți și mai împliniți, să zic așa. Mulțumim!